Și noi așteptăm cu drag să vedem filmele românești la festivalul de film de la Moscova. Cum să-ți facă rusul așa ceva? Așteptăm filmele românești la Moscova? Marius, tu ciupește-te că poate dormi. Nu, poate visez. Cum? Să-mi facă rusul mie așa ceva? Se face că se uită la tine. Apropo de micuțul Dorel care e acolo acum, în timpul ăsta noi anulăm filmele rusești de la București? S-a întâmplat, e o întâmplare, că coincidență bizară. Erau cu sute cu sârmă de Patriot și la Mita nu intră Massachusetts. Nu e funcționale. A, uite-te și tu ce-ți face Marina Șarapova. Șarapova, nebună. 165 ceva. Pe limba ei. Вот теперь про отмену культуры и про культуру, которую нельзя отменить. Национальный киноархив Румынии по политическим мотивам расторг договор аренды кинозалов с нашим посольством в Бухаресте, который в рамках просветительской акции предусматривал закрытый показ замечательных российских фильмов «Время первых», «Вызов». Зрелищные, жизнеутверждающие киноленты, они посвящены истории, современности, космонавтике. Решение было продавлено через ангажированную прессу во главе с местной редакцией так называемой «Свободной Европы» Министерства культуры Румынии. Речь идет о типичном проявлении так называемой отмены русской культуры, ну, попытки отменить русскую культуру. А это вписывается в общую картину действий Запада, который стремится в борьбе с инакомыслием насадить всеохватывающую цензуру. В проигрыше останутся, конечно, граждане Румынии, любители кино. Они неоднократно выражали заинтересованность в демонстрации упомянутых картин с переводом на румынский язык. Вот теперь они этого лишены. Попытки задернуть железный занавес в мировой культуре обречены на провал. В свою очередь, Россия верна принципам творческой свободы, остается открытой для деятелей искусства из всех стран. И с удовольствием ознакомимся с достижениями, в том числе и румынского кинематографа в ходе начинающегося на днях Московского международного кинофестиваля, о котором я хотела бы сказать отдельно, как раз в качестве антитезы тому, что...
Bă, du-te la dracu, măi! Doi. L-am luat pe ăla. Deci l-am dat cap. Păi am dat cap la ăsta. Делается на Западе. 46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Акуш, мерджем? Нам билеты. На и унитет. Куми астама, я сдал скульпат в фаце, что здесь мой... Poate era bine să te spăl pe dinți. Totuși era vorba despre Raluca Turcan, adică în propoziție. Poftim? Știi că acum niște securiști o să zic, bă, dar a zis voi că au interzis, da. Dar n-au interzis. N-are legătură. Aici la un moment dat, avea dreptate Cristoi, zicea, băi, Raluca Turcan a stat 2 ani la ruși. Ea nu putem bănui că a fost infestată Marius. De propaganda rusească. Dar că erau două tu filme știi ce a făcut despre acolo? Care vorbeai. Habar, nu știu. Atunci mai bine să nu știi. Ce a făcut? Nu știu. Are vreo importanță? Nu, dar zic că mai bine să nu știi. Păi mai bine să nu știi. Fii atent aici. Că te-am adus special în partea asta și am pregătite niște materiale să ți-l arăt, cred că de luni de zile. Dar știi că pe 20 aprilie a fost așa zisa zi a presei libere sau ceva? Mai e presă liberă? Mai e presă, cu adevărat? Nu, poate greșesc. Acum să nu mai formulări de asta generale. Deci 20 aprilie, da? Da. Știi că mă uit, uite, acum
chiar aici, la time of deployment, ce discutam de starma, un deployment în Statele Unite, între 6 luni și 12 luni. Ah, ce spuneam, cu șansa de a-l putea ridica la 15 luni. Un soldat cu familie poate să stea până la 36 de luni, ți-am spus. Cu familia îți dai seama, într-un loc de pace, nu război. Păi ucrainii stau în război. Păi ea sunt în război. Da, nu, de fapt nu sunt demobilizați după trei. Da, deci ea sunt în război, ăsta cu familia, ăsta cu familia stă la Rammstein. La, dar da? un soldat de acolo spunea, sau cine, nu, fiate, era specialistul. Dacă, că intră în depresie și capacitatea... Fii atent ce spune aici. Da. Dacă soldatul nu are o familie care să-l însoțească, atunci acest deployment, care nu este... Atenție, pe linia frontului, nu este combat operation, dar nu are familia să-l susțină. Da. Pentru el e o problemă că nu-i sunt ai lui aproape, da? Și spune așa, if the soldier doesn't have a family accompanying them, atunci s-ar putea să dureze deployment-ul 12 luni. Doar pentru soldații singuri s-ar putea să dureze 36 de luni. Dar ăsta nu este pe linia frontului, nu este în luptă. Da? Poate e forțul mare, dai. Cu armata aia batem pe ruși? Ok. Eu cred că îi batem, că le anulăm cultura întâi. Să nu mai vadă românii. Nu? Marși afară, Tolstoi! Da. Ești ăsta, zi. Ești papucule de sub ești pat. Ești Dostoevski. Ești papucule... Da, tu te pui la mintea lui Turcan, adică totuși. Deci, Marius. Pentru că vorbim de presă, vreau să vă arăt ceva român. Poate învățăm și noi împreună niște lucruri. Întâi poți să-i citesc o poezie de la altul. Da, Lermontov, e un moment poetic. Propagandă, da? Tu ești poet, Marius, așa că, cum zicea...
Ты там сидишь, блин! Воу! Земляк, мы...
урод.
откуда? Teodorovici, tu să mă judeci. Da? Mm-hmm. Deci, sigur, nu pot să citesc direct din rusă, asta e, am și un volum așa aici. Antologie de poezie. Ce spune fanii noștri? Apropo de cultură, cel mai urmărit serial online în Ucraina, deși e interzis, e unul rusesc. Păi, Cuvânt de băiat. Sânge pe asfalt. Foarte bine. Da, te rog. Deci, Marius, poezia se numește Lâncezesc, sunt trist. Ai nevoie de un acord muzic, de un ăsta, pe dedesubt? Nu, nu. Este scrisă de Lermontov, scurtă, dedicație către doamna Turcan. Tu nu faci prostă sau ceva de genul? Bă, dacă e cu